Salutare pariori! Pentru ziua de miercuri, tipsterii de pe site-ul biletul-zilei.com au pregătit 5 pronosticuri. Haideți să le vedem! Lille-Nice. Radu Oprea se așteaptă ca ambele echipe să practice un fotbal ofensiv și să țintească victoria. Cele două echipe au ofensive puternice, iar în întâlnirile directe din sezonul trecut s-au produs cel puțin 3 goluri. Astfel, tipsterul nostru mizează pe un scenariu asemănător și propune pariul de peste 2,5 goluri. Naomi Osaka, Daniel Collins. Adrian spune că Osaka a câștigat de 2 ori US Open și fără discuție acesta este turneul ei favorit. De cealaltă parte, Collins are un an foarte slab, evoluțiile sale fiind sub nivelul așteptărilor. Ținând cont de aceste detalii și de faptul că Osaka s-a impus în toate cele 3 confruntări directe cu Collins, pronosticul tipsterului nostru este că Osaka va câștiga. Semifinalele play-off-ului din Women's NBA continuă, iar tipsterul Wade ne aduce în atenție meciul cu numărul 2 dintre Chicago Sky și Connecticut. În opinia acestuia, Chicago este o echipă solidă acasă și nu își va permite o nouă înfrângere după cea suferită în prima confruntare, așa că pariul său merge pe victoria basketbalistelor din Chicago. Monaco Troyes. David Chirilă consideră că Monaco are un lot suficient de bun pentru a lupta la o clasare pe podiumul din Ligue 1 în actuala stagiune. Aceasta vine după o prestație bună pe terenul lui PSG, așa că ar trebui să-și respecte statutul de favorită miercuri seară. Diferența de calitate dintre cele două echipe este destul de mare, iar tipsterul nostru propune pariul pe victorie Monaco și peste 1,5 goluri. Ruse Goff. Tenis Tipster 92 spune că Ruse are probleme la serviciu, înregistrând medii de peste 8 duble greșeli per meci. Aceasta comite mare parte din dublele greșeli în starturile de meci și ținând cont că Goff are un retur de calitate, este de așteptat ca românca să forțeze pe a doua minge și astfel să fie predispusă la un număr ridicat de duble greșeli. Având în vedere aceste detalii, tipsterul nostru mizează pe faptul că Ruse va fi prima care va ajunge la 5 duble greșeli. Pentru mai multe ponturi, vă invit să accesați site-ul biletul-zilei.com, iar dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul nostru.